Dimineața acestei zile a început în forță pentru pompierii telormăneni care au trebuit să stingă un incendiu pus probabil intenționat la un autoturism parcat în fața catedralei din Urbe. La fața locului s-au găsit 3 bidoane de 2 litri cu benzină plus un spray de țânțari, obiecte aprinse cu bricheta. De aici și concluzia că arderea ar fi fost pusă probabil intenționat. Valoarea bunurilor distruse a fost de 7.000 de lei. Pompierii militari din cadrul detașamentului Alexandria au fost solicitați astăzi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbuind la un autoturism marca Opel Vectra de pe strada Independenței numărul 18. Incendiul, care se pare că a izbucnit datorită folosirii intenționate a sursei de aprindere, a distrus partea din fața autoturismului, în valoarea bunurilor distruse fiind de aproape 7.000 de lei. S-a reușit datorită intervenției prompte a echipajului de pompieri din cadrul detașamentului Alexandria, care a acționat cu auto speciale de lucru cu apă și spumă, salvarea de bunuri de peste 25.000 de lei. De-a lungul timpului în județul nostru au mai fost astfel de arderi. Să fie oare vorba de o răzbunare în stil mafiot în Alexandria? Cercetările la acest caz vor continua, polițiștii urmând să prindă autorul sau autorii acestui incendiu.